Greva generală de la metrou a fost suspendată până la numirea noului ministru al transporturilor. Sindicaliștii au anunțat că vor relua discuțiile cu noua echipă de la Ministerul Transporturilor după ce Olguța Vasilescu va prelua acest portofoliu de la Lucian Șova. Consiliul General al USML, întrunit azi 20.11.2018, în ședință extraordinară, a hotărât amânarea declanșării grevei propriu-zise până după instalarea noului ministru al transporturilor și prima întrevedere cu acesta în calitate de mediator al prezent conflict colectiv de muncă la o dată ce urmează să o anunțăm, au transmis reprezentanții angajaților de la Metrou. Inițial, sindicatul anunțase că va declanșa greva generală începând de miercuri, 21 noiembrie, zilnic, între orele 4 și 16, chiar dacă Tribunalul București a declarat nelegală greva de avertisment de săptămâna trecută.